Ocazia lui Zăgrean din prima repriză, care părea în offside în momentul în care Tătar a centrat. Iulian Popa trimite pe colțul scurt, însă Naumovski mai are o intervenție extraordinară. Macedoneanul își merită din plin tricoul de titular. 4-5 intervenții uluitoare ale lui Naumovski. Mai trebuie să reziste puțin macedoneanul. Miron a venit și el în careul advers. Să vedem încă un șut. Mingea se duce puțin pe lângă poartă. Șutează Zăgrean. Una dintre puținele faze încheiate cu șut periculos, la care șutul nu prinde cadrul porții. Miron a venit acolo și a reluat cu capul. Voința chiar nu mai are ce pierde. Iată-l pe Miron venind și trimițând cu capul. Apoi mingea cade în fața lui Zăgrean, care reia destul de puțin pe lângă poartă. Încă un atac al Sibiului. Postolache este în marginea careului, trimite înapoi la Iulian Popa. Centrare însă doar într-o zonă în care se afla Marius Niculae. Giacari Giacone trimite și el cu capul spre mijlocul terenului. Recuperează Dumitru Apostol, trimite însă în spate de tot la Bogdan Miron, deși l-avea pe Forica aproape. O jumătate de minut cu indulgență până la finalul acestei partide. Minge care izbește transversala și cade, apoi vom vedea pe reluare, pe linie sau dincolo de ea. Ce ocazii ratează Voința Sibiu! Dinamo, dacă am fi la box, ar fi numărată. Iată-l pe Zăgrean reușind să paseze pentru Antohi, care șutează violent mingea, lovește transversala și cade în fața liniei porții. Apoi șutul lui Zăgrean este în blocajul unui adversar. Este final de partidă. Voința Sibiu, Dinamo 0-1, însă este o înfrângere total nemeritată pentru echipa lui